Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Amedeo Ene, este fără îndoială sâmbătă 12.30 sau duminică 14.30, momentul în care vă întâlniți cu șahul la Realitatea TV. Începem, desigur, cu problema propusă a emisiunii noastre. Astăzi o problemă de șah cu doar 12 piese, albul joacă cu rege în A6, turn B6, turn G8, nebun B8, cal C4 și pion A7. Negru joacă cu rege în A8, damă G6, turn H6 și pioni în B4, E7 și F7. Enunțul problemei este albul mută și dă mat în două mutări. Vă invităm și de această dată să ne trimiteți răspunsurile, comentariile dumneavoastră pe adresa șah@realitatea.net. Soluția problemei data viitoare. Între timp cât vă notați datele, iată câteva informații în plus despre compozitorul acestei probleme, Alfred Dombrovskis. A fost un mare șahist specializat pe probleme moderne în două mutări. Dombrovskis era de origine letonă și a fost ani de zile editorul secțiunii de compoziție a revistei de șah Chess Magazine la Riga. Urmează Delia Duca, ne aduce, ca de obicei, soluția problemei din ediția trecută. Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Astăzi vom vorbi despre o temă foarte interesantă din compoziția șahistă, și anume tema Dombrovskis. Este, după cum puteți observa, problema propusă în ediția trecută, care vom vedea că ilustrează această temă Dombrovskis. Tema presupune ca anumite mutări de apărare ale negrului din cursele problemei, vom vedea imediat, să se regăsească, să fie barate în soluția efectivă, tocmai de mutările albului pe care le-au apărat în curse. Este un paradox și vom înțelege imediat despre ce este vorba. În această poziție observăm că regele negru nu are o situație foarte bună, toate câmpurile din jurul său sunt controlate de piesele albe și cu toate acestea nu este foarte ușor să îndeplinim enunțul problemei de mat în două mutări. Avem două curse, care încercări nereușite, care ne pot distrage atenția. În primul rând, cum spuneam, toate câmpurile fiind controlate de piesele albe, câmpul C4 și D4, de turnul alb, câmpul D4 este controlat chiar și de calul alb, coloana E de turnul alb, iar câmpul D2 de nebun, ne tentează să dăm un șah cu calul în F4, dar am închide diagonala nebunului. Nebunul nu ar mai ajunge în D2 și regele ar putea să mute în D2, unde nu am mai avea mat la a doua mutare. De aceea ne gândim ca prima încercare să jucăm nebun C1. Mutăm nebunul de cealaltă parte a diagonalei, astfel încât să amenințăm, deci după nebun C1, amenințarea este cal F4 cu mat de această dată, pentru că nebunul controlează acum și câmpul D2. Dar negrul are o apărare, și anume tocmai nebun D2, care apără câmpul F4. Aceasta a fost prima noastră încercare, să ținem minte această mutare nebun de 2, o vom vedea și în soluția efectivă. Deci nu a fost bună mutarea nebun C1. A doua încercare ar fi să jucăm, de exemplu, mutarea cal G3. După cal G3 amenințăm un mat simplu, turn D4 mat, pentru că am controlat acum cu calul câmpul E2 și nu mai avem nevoie de turnul din E4 să controleze acel câmp. Dar negrul se poate apăra de acel mat cu o mutare care, deși pare slabă, damă E2, își pune dama în bătaia sub raza de acțiune a două piese albe, totuși ea barează de mat. În acest moment a legat turnul alb, nu mai putem să jucăm turn de 4 pentru că regele alb rămâne în șah și astfel nu se mai îndeplinește enunțul problemei. Așadar, mutarea cal G3 nu a fost cu succes pentru că negrul are apărarea damă E2 împotriva amenințării turn D4.
Și după mai multe încercări nereușite, putem să ne gândim și la mutarea cal E3, mutarea corectă. Aceasta era soluția problemei și vom vedea cât de interesant este ilustrat acest paradox din tema Dombrovskis, și anume, după cal E3, amenințăm un mat cu dama, dama C2, deci calul a plecat și a făcut loc damei albe să amenințe acest mat în C2, iar negrul se poate apăra de acest mat exact prin cele două mutări pe care le-am văzut în curse, și anume, jucând nebun D2, în acest caz, damă C2 nu ar mai da mat, pentru că regele negru ar putea să fugă pentru un moment în E2. Dar, după nebun D2, vom avea tocmai matul pe care nebun D2 l-a apărat într-una dintre curse, și anume cal F4. Dacă vă aduceți aminte, mutarea cal F4 nu a fost, amenințarea a fost barată de nebun D2, iar acum după nebun D2 urmează tocmai cal F4 cu mat, pentru că avem acest cal în E3 care blochează diagonala nebunului. Aceasta este prima ilustrare a paradoxului în tema Dombrovskis. Iar dacă încearcă să se apere de matul damă C2, în afară de mutarea rege E2, care ar fi... la care ar urma matul simplu, damă D1. Deci dacă încearcă să se apere în afară de nebun D2 cu damă în E2, în acest caz vom avea tocmai matul pe care dama în E2 l-a apărat într-una dintre curse, și anume turn D4, care poate fi jucat în acest caz, pentru că avem calul pe raza de acțiune a damei negre și regele alb nu mai rămâne în această situație în șah. Așadar, am văzut cum astfel de teme, precum tema Dombrovskis, ilustrează diverse paradoxuri foarte interesante. Această problemă a fost publicată în revista Problemblad în anul 1958, chiar de către Alfred Dombrovskis, și tema aceasta care a rămas în istorie se numește tema Dombrovskis. Aceasta a fost problema de data trecută și vom vedea în continuare o partidă jucată de Topalov chiar în cadrul Olimpiadei desfășurate la Baku în urmă cu câteva săptămâni. Până acum am tot văzut partide cu atacuri spectaculoase, probleme în care atacul albului duce la câștig, dar trebuie să învățăm că până la urmă și o apărare foarte bună atunci când atacul adversarului nu este foarte puternic sau foarte bine structurat, poate să ducă la câștigul partidei. Un astfel de atac în care unul dintre jucători se aruncă cu toate piesele pe adversar, dar nu calculează foarte bine toate variantele și adversarul reușește să se apere, duce la pierderea partidei de către cel care a forțat nota, cum se spune, și de aceea se numește chiar atac sinucigaș. Acesta este termenul folosit. Vom vedea o partidă jucată cu negrul de marele maestru internațional Topalov în cadrul Olimpiadei de la Baku, desfășurată în urmă cu câteva săptămâni, în care, practic, albul, adversarul său, s-a bătut singur, cum se spune, a forțat un atac nereușit, iar negrul Topalov a găsit cele mai bune apărări. Albul a început cu mutarea E4, Topalov a răspuns cu C5, apărarea siciliană, cal F3, E6, albul a jucat varianta cu C3, negrul a răspuns cu mutarea cal F6, albul a jucat E5, vedem deja cum a ales o variantă mai tăioasă, negrul a răspuns cu mutarea cal D5, albul a continuat cu mutarea D4, iar după schimbul pionilor, ceala D4 și ceala D4, negrul a continuat cu mutarea D6, albul a jucat A3, negrul și-a continuat dezvoltarea cu nebun D7, albul a dezvoltat de asemenea nebunul în D3.
Iar după nebun C6, albul a efectuat rocada mică. Negrul și-a continuat dezvoltarea cu mutarea cal D7. A urmat turn E1. Negrul și-a dezvoltat și el turnul pe coloana C. Iar după turn C8, albul a jucat mutarea B4. Iar Topalov a răspuns cu A6. Moment în care albul a jucat o mutare de atac destul de periculoasă, cal G5. Moment în care negrul a capturat pionul din E5. Iar albul a făcut un sacrificiu destul de bun de cal, a capturat pionul din E6, până acum atacul albului este bine susținut. Dar după F-ia la E6 și dama H5 cu șah, până acum poziția albului este în continuare foarte bună, regele negru a fost nevoit să joace în E7, iar după D-ia la E5, chiar dacă este o variantă foarte rar jucată, negrul, adică Topalov, reușește să găsească apărarea cea mai bună, H6. Vom vedea imediat împotriva mutării nebun G5. Moment în care albul și-a forțat puțin norocul, a făcut un al doilea sacrificiu de piesă, a jucat cal C3, crezând probabil că dacă elimină acest cal al negrului, va avea mai mare succes cu atacul. În realitate este deja prea mult să-ți sacrifici a doua piesă în această poziție, deoarece după calea la C3, la mutarea nebun G5 șah, negrul a putut să joace H-ia la G5, iar după dama-ia la G5, a jucat mutarea cal F6. Albul capturează calul din F6, iar după gheia la F6, în acest moment, văzând că nu mai are alte șanse, a jucat și turnia la E6. Albul mizează totul pe acest atac, din păcate nu suficient de puternic pentru el, pentru a câștiga această partidă. Iar după rege E6, a încercat să joace damă G4 șah. Negrul a răspuns cu rege E7. A urmat turn E1 șah. Pare că albul atacă în continuare, dar în realitate negrul are piese în plus, foarte valoroase. Observăm că albul are un rege, o damă, un turn și un nebun, în timp ce negrul are un rege, o damă, două turnuri, doi nebuni și un cal. Deci este puțin cam târziu, dar albul continuă atacul. După turn E1 șah, negrul se apără cu mutarea cal E4, iar după nebunia la E4, joacă mutarea curajoasă și foarte bună, damă D2. Albul joacă mutarea rege F1, apără turnul din E1, moment în care Topalov găsește cea mai bună apărare pentru a scăpa de acest atac al albului, și anume rege D8. Albul încearcă să se așeze din nou cu turnul pe linie cu regele negru, după ce a fost pe linia E, își dorea să mute din nebunul alb, dar nu a mai apucat. Joacă din nou turn D1 cu aceeași idee. Dar chiar dacă mutarea turn D1 pare extrem de periculoasă, a legat dama neagră pe legătură cu regele, lucru care în general duce la pierderea damei negre, în realitate Topalov a scos ultimul as din mânecă, să-i spunem așa, a jucat nebun B5,
cu șah, moment în care albul a cedat și a cedat, chiar dacă pare că urmează să captureze dama neagră, pentru că după mutarea regelui în G1 ar fi urmat turn C1, leagă și negrul turnul alb pe linie cu regele alb, acesta nu va mai putea să captureze dama, moment în care albul are prea puține piese pentru a mai continua atacul. Orice mutare ar face, dacă ar captura turnul, ar urma chiar dama ia la C1, deci a fost forțat să cedeze această partidă. Am văzut un exemplu de partidă în care albul, deși a avut un atac bun până într-un anumit punct, la un moment dat, luat de val, cum se spune, a exagerat cu sacrificiile, iar negru, Topalov, nu a făcut altceva decât, bine, pe lângă faptul că a jucat foarte bine până în acel moment, dar a știut mai departe să profite de greșeala albului și să rămână cu piesele în plus sacrificate de alb. Aceasta a fost partida, ne revedem data viitoare! Iar acum un scurt portret al fostului campion mondial Topalov. Menționăm că este produsul unei școli puternice de șah al școlii bulgare. Despre cea mai bine cotată jucătoare din Bulgaria, Antoaneta Stepanova, mai multe data viitoare. Originar din orașul Ruse din Bulgaria, Topalov este un șahist bulgar de înalt nivel. A deținut titlul de campion mondial în 2005, dar l-a pierdut în fața rusului Vladimir Kramnik în anul următor. Încă din copilărie a fost considerat un mare talent, iar destinul a făcut ca la numai 12 ani să înceapă să lucreze cu un mare antrenor, maestrul internațional Silvio Danilov. Antrenorul, o vedetă a Bulgariei, a pregătit doi campioni mondiali până acum, pe Veselin Topalov și pe ucraineanul Ruslan Ponomariov. În 1992, Topalov a devenit mare maestru, iar apoi a urcat în clasamente rapide în urma unor turnee extrem de puternice. Apogeul carierei sale a fost în 2005, când a cucerit titlul suprem. Un an mai târziu, Topalov a jucat un număr de 12 partide de șah pentru unificarea titlurilor cu Vladimir Kramnik, campionul mondial în versiunea de șah clasic înființată de Kasparov. Cele 12 meciuri s-au încheiat cu scorul de 6-6, iar Kramnik a câștigat tiebreak-ul cu scorul de 2-5, 1-5, detronându-l pe Topalov și devenind campion absolut al celor două titluri unificate. Astăzi este al 13-lea în topul celor mai buni șahiști, conform coeficientului ELO, conform Federației Internaționale de Șah, iar el este un produs al școlii de șah din Bulgaria, o instituție tradițională la sud de Dunăre. Bulgaria a fost primul stat european care în 2011 a introdus șahul ca materie obligatorie pentru toți elevii săi. Șahul, o tradiție frumoasă în Bulgaria, care merită și este respectată. Dragi telespectatori, emisiunea noastră se oprește aici pentru astăzi, dar vă așteptăm data viitoare pentru alte povești interesante din șah. Desigur, comentariile dumneavoastră sunt urmărite cu atenție pe e-mail sau pe Facebook. Nu uitați, în fiecare weekend vă așteptăm la întâlnirea cu șahul.